Primăria Iași a început lucrări de modernizare pentru două străzi din Iași. Este vorba de strada Strugurilor și de aleea Tudor Neculai. După cum am făcut și public la sfârșitul anului trecut, am semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea a trei străzi în pachet de străzi de pe raza municipiului Iași, și aici mă refer la strada Strugurilor, alea Strugurilor și alea Tudor Neculai. Pentru alea Tudor Neculai s-a predat deja amplasamentul. În această săptămână, dacă și vremea va ține cu noi, constructorul se va apuca efectiv de lucrări. Pentru întreg pachetul, municipalitatea a încheiat un contract de 15 milioane de lei și este vorba de reabilitarea și modernizarea atât a tramei stradale cât și a trotuarelor. Și mai mult decât atât, avem încredere că în cele 18 luni care au fost scrise în contract, lucrările vor fi finalizate mai devreme.